Astăzi, berbecii vor avea parte de venituri în plus ca urmare a unor contracte bune. Partenerul de viață îi ajută să facă față cu mai multă ușurință responsabilităților. Taurii petrec ziua în compania prietenilor, au o stare pozitivă, ceea ce le va aduce o mulțime de reușite. Investițiile pe care nativii gemeni le-au făcut în ultimul timp s-au dovedit a fi spornice. Astăzi vor culege roadele unor săptămâni pline de muncă. Racii își pot găsi astăzi marea dragoste, o nouă relație poate deveni profundă și benefică pentru cei mai mulți dintre ei. Leii pot rezolva cu ușurință probleme legate de bani. Au șansă să facă parte dintr-un proiect care îi poate propulsa într-o funcție de conducere. Partenerul de cuplu nu pierde nicio ocazie pentru a vă fura un zâmbet și o declarație de dragoste scurtă și romantică, așa cum vă place vouă, fecioarelor. Balanțele sunt în formă și se simt ca niște sportivi de performanță la locul de muncă. Prietenii le sunt aproape, iar spre seară s-ar putea să organizeze o petrecere. Deși banii nu aduc fericirea, scorpionii obțin astăzi câștiguri substanțiale din muncă proprie, iar asta nu poate decât să-i bucure. Săgetătorii au șansa de a schimba direcția profesională, norocul și oportunitățile sunt de partea lor pentru o lungă perioadă de timp. Capricornii reiau activități mai vechi pe care le-au cam neglijat. Momentul este prielnic și vor culege curând roadele muncii depuse. Propunerile creative ale vărsătorilor întrunesc aprecierea șefilor. Este indicat să se ocupe singuri de proiectele pe care le-au început. Iar peștii vor lua o decizie importantă în ceea ce privește viața amoroasă. A venit momentul să aibă o discuție serioasă cu partenerul de viață.